CSU Craiova a pierdut meciul disputat pe teren propriu cu Astra Giurgiu, scor 1-2. Elevii lui Marius Șumudic au câștigat partida de la Craiova în prelungirile meciului, atunci când Dandea a marcat golul victoriei. Elevii lui Cârțu și Săndoi se pot considera ghinioniști după acest meci, Ferfele aratând o lovitură de la 11 metri în mitanul secund. Partida din Bănie a fost săracă în ocazii în prima parte, însă în repriza secundă gazdele s-au întrecut în ocazii ratate. La câteva minute după ce oaspeții au deschis scorul prin Ric, oltenii au beneficiat de o lovitură de la 11 metri, însă Ferfele a șutat în bara transversală. Oltenii nu au renunțat la luptă și nu Norocea a luat și el bara la țintă. Elevii lui Cârțu au reușit să egaleze cu două minute înainte de final, atunci când Mateiu a marcat cu un șut din afara careului. Chiar dacă meciul se îndrepta spre o remiză echitabilă, oaspeții au avut noroc pe final și în minutele de prelungire Dandea a marcat golul victoriei. Craiova rămâne fără victorie după primele trei etape din campionat, iar Sorin Cârțu și Emil Săndoi pot fi demiși de conducerea clubului.